Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. De ce este nociv păcatul? Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși. Iacov, capitolul 1, versetul 14. Iată întregul pasaj în care Iacov a inserat aceste cuvinte. Citesc din Iacov 1, începând cu versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, preiubiții mei frați, am încheiat citatul. Când continui să păcătuiești și să-ți încalci valorile, poți ajunge până acolo că ți este greu să trăiești confortabil în propria ta piele. Orice poftă care este tolerată prea mult poate deveni rapid o dependență. Te trezești că ceea ce ți-ai dorit ieri, ai nevoie și astăzi. Apoi, fără să-ți dai seama măcar, te lași în seama acelui lucru care îți controlează viața pentru că este singura cale prin care îți poți găsi chipurile alinarea temporară. Când se întâmplă acest lucru, oprește-te și întreabă-te, întâi, cum rămâne cu scopul vieții mele și cum rămâne cu ceea ce m-a chemat Dumnezeu să fiu? Bucuria altora îți amintește de bucuria și de celelalte lucruri pe care le-ai pierdut. Apoi, întreabă-te, ce se întâmplă atunci când necazul dă buzna peste viața mea sau peste familia mea? În astfel de momente te întrebi, nu cumva toate acestea se întâmplă din cauza mea? Poate auzi din toate părțile că nu e vina ta, dar în sinea ta nu ești sigur. Singura modalitate prin care îți poți găsi pacea adevărată este să fii împăcat cu Dumnezeu. Și se poate. Iată ce te învață cuvântul și citesc din Isaia 55, versetele 6 și 7. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând.